Salut, eu sunt Mădălin și în acest video o să jucăm Call of Duty Modern Warfare 3, misiunea numărul 8. Și de data aceasta o să îl urmăm pe Capitanul Price și pe Soap. Suntem într-un Jeep, undeva în Nafta, nu știu exact să vă spun. Și după cum cred că v-ați dat seama, în dreapta este o furtună mare. Deci, arma asta principală este un M4A1, iar arma noastră secundară este Desert Eagle. Și coborând și de aici începe acțiunea. Să luăm. Avem și un lansator de grenade pe M4A1. Oh, și l-am omorât pe peretele nostru. Nu mi-am dat seama. Să încercăm să nu mai tragem în ei. Am 10 gloanțe la lansatorul de grenade de pe M4A1. Iar muniția de la M4A1 este număr de 553 la momentul acesta. Acum o să dăm 4 și o să tragem din acest elicopter. Vrem să distrugem cam tot. N-am nicio șansă când tragem cu asta. Să se întoarcă. Și continuăm. În momentul acesta ni s-a salvat și jocul. Încercăm să înaintăm. Să ni se încarce viața. Acum o să încerc să nu mă mai duc așa înainte. Poate nu o să mai murim de data aceasta, aruncăm o grenadă. Dar și dăm și pe grenade launcher. Să intrăm pe aici. De unde mai... Păi de cap. A treia oară. Ia mă să văd unde a tras asta. Poate mă omoar și de data asta. Aude. Intrăm în cealaltă clădire. Aruncăm grenadă la intrare. Încărcăm. Grenadă. Ia uite. Urcăm pe acoperiș. Nu trage prea bine când tragem de aici din șold. Ca să avem precizie mai mare trebuie să punem scope. Dăm din nou 4.
am revenit. Am mai omorât câțiva. Coborăm să ne ducem după Price. Probabil că trebuie să răpim pe cineva sau să luăm niște informații de la el cu forța. Să vedem. Să spargem această ușă, dăm F unei bomba asta și intrăm în slow motion din nou. Da, mor, da. Și trebuie să-l capturăm pe ei. Să vedem ce nume are. Nu putem vedea. Ne punem masca și acum o să dea un gaz, o trăitor pe el. Poa, headshot. Ia da masca aia, nu așa, ca să le facă un ciudă sau... Nu se încoate masca.